Pentru remedierea unei avarii survenite la una din conductele de transport apă potabilă cu diametrul de 300 de milimetri din orașul Mulfatlar, Raja Constanța a fost nevoită să întrerupă furnizarea apei astăzi, în intervalul orar 8-18. Sunt afectați de lipsa apei potabile consumatorii din cartierul de vest, cei din zona Biserica Veche, blocurile Anele și fabrica de cretă din localitatea Mulfatlar. Reprezentanții Raja ESA își cer scuze pentru neplăcerile create abonaților din zonă, pe care îi asigură că echipele de intervenție vor face tot posibilul pentru finalizarea lucrărilor și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.